Slăviți să fie Domnul nostru Isus. amin? Întâlnirea noastră are de-a face numai și numai cu El. Și noi am venit în locul acesta cu un singur gând. Să-L glorificăm și să-L proclamăm pe El ca Domn al vieții noastre. Amin? Am venit cu un singur gând să-L lăudăm și să-L glorificăm pe El. Și am venit cu așteptări. Pentru că știm că Domnul nostru Isus Hristos este prezent în locul acesta și ne-a promis-o. Și ne-a mai spus că el coboară în mijlocul laudelor și când poporul lui Dumnezeu începe să laude, dar nu numai de pe buze, că spunea Domnul celor din vechime că nu-i place de ei și s-o sătura de ei, că poporul acesta zice, mă laudă numai de pe buze. Nu, ci când îl lăudăm pe Dumnezeu din adâncul inimii noastre, atunci Dumnezeu coboară cu putere, puterea Lui coboară în adunare și apoi îl vedem pe Domnul lucrând. Și dintr-o dată, din programul acela plictisitor, începe Domnul să lucreze în stânga în dreapta la fratele la sora. Și nu mai vezi că Dumnezeu vine și, și mântuiește. Dumnezeu eliberează Dumnezeu vindecă, Dumnezeu tămăduiește și aș vrea și în dimineața aceasta. Dumnezeu să facă la fel. Avem nevoie de înviorare din partea lui Dumnezeu. Și nu se poate, să știți, nici cu beuri, nici cu ceuri, nici cu nimica. Sufletul nostru nu se poate înviora cu nimic. Decât cu prezența Duhului Sfânt. De aceea totdeauna când sunt în locul acesta și nu numai, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Și doresc ca și în dimineața aceasta, Domnul Isus Hristos să se ocupe de unul fiecare. Știm că suntem obosiți, cum se citea la ora de rugăciune. Trudiți și Dumnezeu ne-a spus: "O, dacă ești obosit și trudit, hai la mine, hai la mine." Și foarte frumos ne-a dat tratamentul pentru oboseală. Ne-a arătat tratamentul, a zis, dacă ești obosit, sufletește. Dacă ești obosit în interiorul tău, în Duhul tău, uite, există tratamentul, vină la mine, ia jugul meu, învață de la mine. Și toate lucrurile acestea, pentru noi, va fi un tratament benefic pentru că ne vom înviora și ne vom umplea din nou de putere, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Să știți că cina Domnului de astăzi are de-a face cu un singur lucru. Și noi o facem o dată la lună, alții o făceau zilnic, alții o făceau mai des, alții o fac o dată la săptămână. Dar ori de câte ori venim și ne apropiem de cina Domnului, noi vestim un singur lucru. Cina Domnului asta trebuie să însemne. Vestim moartea Domnului Isus. Și Apostolul Pavel zicea un lucru foarte interesant pe care, pe care trebuie să luăm aminte, noi predicatori. Zicea, noi propovăduim pe Isus Hristos și pe El răstignit. Și în multe biserici din acelea vechi în care se scria pe pereți, așa în partea aia la balcon ca să vadă predicatorii, scrie așa, noi propăduim pe Iisus Hristos ce răstignit. Să nu se apuce de glume predicatori, ci predicatorii să se uite și să fie atenți că ei au datoria să predice pe Isus Hristos și și pe El răstignit. Cina Domnului și astăzi când vom veni și ne vom apropia de cina aceasta Domnului are de-a face cu o vestire pe care o facem noi. Și vestirea asta e fără cuvinte. Da, noi în fața aici, care am venit la microfon, mai vestim cu cuvinte. Dar dumneavoastră, când vă apropiați astăzi de cina Domnului, veți vesti moartea Domnului Isus fără cuvinte. În momentul când veți lua și veți băga în gură, noi astăzi știți ce veți face? Veți vesti ceva. În momentul când ne vom atinge, noi vom vesti ceva astăzi. Să uit apostolul Pavel la Corinteni. Și să uita la ei și le face o radiografie și să uita Apostolul Pavel și uh, vedea ce vestesc ei. Câteva versete mai sus și nu le-am citit ca să avem timp suficient. Câteva versete mai sus, să uita Apostolul Pavel la ei și vede pe, pe uh, corinteni, pe oamenii aceștia, îi vede răi. Zice, mă, voi, voi veniți la adunare să vă faceți mai, mai răi. În loc să vă faceți mai buni, voi veni să vă faceți mai răi, îi vede răi, îi vede, uh, îi vede, firești, în loc să-i vadă duhovnicești, în loc să-i vadă prinde Duhul Sfânt, îi vede prinde fire. Îi vede oameni care care bat jocoritori, oameni care dezbină, oameni care au dispreț, oameni care se împart în partide. Se uită Apostol Pavel mai atent la ei și îi vede oameni fără putere și zice că sunt mulți neputincioși între voi. Se uită apostolul Pavel la ei, ce vesteau ei și se uită și zice, mulți dintre voi sunt bolnavi. Și mulți dintre voi sunt pedepsiți de Dumnezeu. Așa scria în versetul 32, pedepsiți de Dumnezeu. Și zice apostolul Pavel cu alte cuvinte, este anormal. Între copiii lui Dumnezeu, între cei care înalță numele lui Dumnezeu, este anormal ca să fie așa. Trebuie să fiți tot mai buni, Trebuie să fiți tot mai duhovnicești, trebuie să fiți plini de dragoste, trebuie să fiți oameni care să căutați unitatea, nu dezbinarea, nu bârfa, nu partidele. Trebuie să fiți oameni plini de puterea Duhului Sfânt, nu să fiți niște oameni neputincioși. Trebuie să fiți oameni sănătoși, da, mai sunt cazuri de bolnavi, dar Dumnezeul nostru se numește Jehova Rafa și El trebuie să vindece, asta e normalitatea. Și în loc ca să fiți pedepsiți de Dumnezeu, voi trebuie să fiți binecuvântați de Dumnezeu. Asta se uită Apostolul Pavel la ei. Și asta vesteau corintenii din păcate. Titlul mesajului meu în dimineața aceasta o să îl pun așa. Ce vestim noi? Pentru că din câte am înțeles aici, corintenii luau cina într-adevăr, mergeau și luau cină. Dar știți ce făceau? Ei luând cină aceasta, de fapt, nu vesteau moartea Domnului Iisus. Ei o luau, nu știu ce o considerau ei, dar nu prețuiau moartea Domnului Isus Hristos. Probabil se uita ca la un ritual, probabil se uita ca la o pâine, se uita ca la un mus și zicea, A, e o pâine, e un mus, nu e nicio problemă, am și acasă lucrurile acestea, pot oricând să le iau. Probabil așa considerau, probabil nu știu ce considerau, dar ei nu vesteau moartea Domnului Isus Hristos. Titlul un mesajul în dimineața aceasta este ce vestim noi. Astăzi, când venim și ne atingem de trupul și de sângele Domnului, noi ce vestim? Pentru că a, a vesti moartea Domnului înseamnă anumite lucruri și astăzi ne vom uita și ne vom uita în Cuvântul Lui Dumnezeu și ne vom uita la noi și ne vom uita dacă astăzi vo, noi vestim moartea Domnului Isus Hristos. Dacă astăzi când vom lua cina, de fapt filul vestește moartea Domnului Isus Hristos. Dacă dumneata când iei astăzi cina, de fapt vestești moartea Domnului Isus Hristos. Și vestești fără cuvinte, și vestești înaintea cerului ca să se uită la tine, și vestești înaintea cerului, și vestești înaintea iadului, tu vestești moartea Domnului Iisus Hristos. Și ne vom uita dacă noi astăzi vestim moartea Domnului Iisus Hristos. Ce trebuie să vestim la cină? Ce înseamnă moartea aceasta a Domnului Iisus Hristos? În primul și în primul rând, această moarte a Domnului Iisus Hristos înseamnă eliberare. Și o să rog pe Gabi să pună Galateani 1 cu 4. Când ne apropiem de Cina Domnului, știți ce trebuie să vestim noi, tuturor care ne văd, persoanelor care ne văd și celor uh, uh, văzuți și nevăzuți, știți ce vestim? Că Dumnezeu pe noi ne-a eliberat, Mări să fie numele Lui. Asta trebuie să existe în viața noastră. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac rău, după voia Lui Dumnezeu, după voia Dumnezeului nostru uh, și Tatăl, să ne smulgă din acest viac rău. Dumnezeu ne-a eliberat din păcatele noastre. Și noi când venim și luăm cina aceasta, nu spunem altceva decât, uitați-vă atent la mine, oameni buni, frate Mateș, frate Dan, frate Dani, frate Marius, uitați-vă aminte, uitați-vă la mine, cerul să uită, diavolul să uită. Sunt un om eliberat prin jertfa Domnului Iisus. Eliberat de păcatele mele, eliberat de viciile mele, eliberat și scos din morcirlă, eliberat de ceea ce am fost înainte cândva. Uitați-vă atenți, sunt eliberat de Domnul. Asta spunem noi când luăm cina Domnului. Dacă nu este ritual, dacă nu este doar religie. În momentul când vii la cina Domnului și ei cina Domnului, ei bucata din, din trupul Domnului și sângele Domnului, tu spui tuturora, eu sunt liber de păcatele mele, eu sunt liber de vicile mele, eu sunt liber de ceea ce am fost cândva, sunt o ființă nouă, sunt copila lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui. Și toate lucrurile acestea s-au făcut doar și doar prin jertfa Domnului Isus. Nimeni nu ne putea elibera. Nu ne putea elibera slujbele, nu ne putea elibera lumânările, nu ne putea elibera banii, nu ne putea elibera nimic, nimic. Religia noastră penticostală, cine ne-a eliberat este Isus Hristos prin jertfa Lui. Și trebuie să zicem cu toții, măriți să fie numele Lui. Și astăzi stăm la cina Domnului ca să spunem întregii lumi și întregului univers că noi suntem liberi de păcate. Amin. Corintenii nu erau așa. Corintenii trăiau exact cum au fost înainte. Și prin asta ei luau cina Domnului, o băgau în gură, dar prin faptele lor ei nu vesteau moartea Domnului, pentru că moartea Domnului înseamnă eliberare de viața veche. Domnul să ne ajute, că astăzi toți când vom întinde mâna aici, și vom avea timp până să întindem mâna, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, dacă cumva trăim în vremurile acelea vechi, odinioară, când nu-L cunoșteam pe Domnul, dacă suntem tot răi, și ne facem mai răi, dacă suntem firești, dacă căutăm dezbinare, dacă căutăm lucrurile, partidele și lucrurile acestea și bârfele, dacă le căutăm lucrurile acestea, Domnul să ne ierte înainte de a întinde mâna ca să putem vesti eliberare prin Isus Hristos. Glorie numelui Său în vești de aici. În a doilea rând, noi vestim la cina Domnului părtășie cu Dumnezeu. În 1 Petru 3, 18 spune lucrul acesta. Nimeni nu ne putea aduce înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu ne putea pune în părtășie cu Dumnezeu. Nimeni nu ne putea duce acolo ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să avem părtășie cu El, decât prin jertfa Domnului Isus. Hristos de asemenea a suferit, s-a jertfit, odată pentru păcat, El ce neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, măriți să fie numele Lui. Și astăzi stăm în prezența Lui Dumnezeu și avem acces la Dumnezeu. Pentru că? Pentru că Domnul Isus Hristos a murit pe lemnul crucii. Nu pentru meritele noastre, nu pentru strădaniile noastre, nu pentru venitul nostru la biserică, nu pentru orice altceva ați vrea să puneți acolo. Noi avem acces la Tatăl 24 de ore pe zi. Pentru că Domnul Isus Hristos a murit pe lemnul crucii, mărit să fie numele Lui. Și noi avem părtășie cu Dumnezeu. Și noi stăm în părtășie cu Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu și astăzi când ridic, întindem mâna și luăm de aici, știți ce spunem? Da, eu sunt copilul lui Dumnezeu și eu sunt în părtășie cu tatăl meu și îl iubesc pe tatăl meu și el mă iubește pe mine, măriți să fie numele Lui. Asta înseamnă cina Domnului. Asta înseamnă să vestim moartea Domnului. Că prin moartea Domnului noi avem acces la Tatăl ca să fim iertați de păcatele noastre, măriți să fie în numele Lui. Și acolo, în prezența Tatălui, totdeauna va fi bucurie. În prezența Tatălui va fi binecuvântări. Măriți să fie în numele Domnului. Suntem în prezența Lui Dumnezeu? Avem noi pace, avem bucuria, avem plinătatea Duhului Sfânt? Umblăm cu Dumnezeu? Suntem neprihăniți cu Dumnezeu? Trăim cu Dumnezeu? Dacă toate acestea, da, în când vom lua cina astăzi, noi vom fi niște martori adevărați care vom spune, da, această cină vestește lucrul acesta, că eu sunt eliberat și am părtășie cu Tatăl, măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Ce mai vestim? Vestește moartea Domnului. Ce mai vestim la cina Domnului? În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, noi vestim neprihănire, neprihănire, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, mări să fie numele Lui. Știți că dumneavoastră sunteți sfinți? Dacă suntem în Isus Hristos, știți că suntem sfinți? Știți că Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos nu mai privește la noi și la păcatele noastre? Știți că nu mai privește la păcatele noastre pentru că privește uh, la Domnul Isus Hristos dacă noi suntem ascunși în Isus Hristos? Știți că dacă avem jertfa Domnului Isus Hristos în viața noastră și dacă avem pe Isus Domn și Stăpân în viața noastră, știți că Dumnezeu se uite la noi prin Domnul Isus și ne vede curați, sfinți? Vă gândiți la lucrul acesta ce mare însemnătate are ca dumneavoastră să fiți sfinți? Diavolul în fiecare zi știți ce ne spune? Că suntem păcătoși, că suntem răi, că suntem nu știu ce, că Dumnezeu nu ne mai iubește. Nu, 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 Dumnezeu spune, o, omule, astăzi stai la cină și când tu întinzi mâna, tu să nu uiți că tu ești neprionit prin Isus Hristos. Problema se pune dacă suntem în Isus Hristos problema se pune dacă suntem și dacă suntem în Isus Hristos, automat trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu și să zicem mărit să fie numele Lui. Pentru că noi suntem aici neprihăniți, da, nu prin noi înșine, nu prin faptele noastre, ci prin jertfa Domnului Isus Hristos. De aceea inima noastră trebuie să fie plină de bucurie, să lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Pentru că ce? Pentru că ne-a făcut neprihăniți. Glorie Domnului! Pentru că dacă nu suntem neprihăniți, nu ajungem nici în cer. În cer vor fi numai cei neprihăniți, fără pată, fără zbârcitură. Să nu ne înșele cineva că Dumnezeu va avea milă El de noi, bunul Dumnezeu, și ne-a băgat și El așa. Nu, 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 în cer ajung numai și numai neprihăniții care n-au niciun păcat. Și a avea niciun păcat înseamnă a fi în Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și când ești în Iisus Hristos, atunci Dumnezeu se uită la tine și Iisus, prin jertfa Lui de pe calvar, a iertat toate păcatele, alea care le-ai le făcut, care sunt, și dacă vom mai greși cumva, și alea sunt iertate înaintea Lui Dumnezeu. Problema este să rămânem în Iisus. La cina Domnului vestim că suntem neprihăniți prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui și numai prin jertfa Lui, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Atât de mult eliminăm șerfa Domnului Isus din predicile noastre, din întâlnirea noastră, parcă, parcă n-ar avea așa putere. De fapt, este puterea lui Dumnezeu pentru noi, măriți să fie numele lui Dumnezeu. Venim cu predici scrisate, venim cu. dezvoltăm subiecte când, de fapt, noi ar trebui să-l propunem pe Isus Hristos și ar fi suficient. Pentru că în Iisus Hristos avem toate bogățiile, mărit să fie numele lui. Glorie lui Dumnezeu. Frați și surori neprihăniți, să lăudați pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus Hristos, ca prin El noi, astăzi, să fim neprihăniți, să-L putem lăuda, să putem sta înaintea Lui Dumnezeu, să putem avea părtășie, să putem fi liberi de păcatele noastre. Și asta se întâmplă numai și numai, și accentuez, și voi mai spune cât voi trăi și îmi va da Domnul putere, numai și numai, prin jertfa Domnului Isus Hristos. Noi trebuie doar să rămânem acolo să ne dea Domnul înțelepciune. De multe ori se pune accent pe om. Trăim într-o vreme în care omul, eu, 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 fă tu, fă, 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 nu, nu, nu. Tu rămâi în prezența Domnului Iisus Hristos. Că mi-am dat seama că nici plecarea în lucrarea Domnului, dacă nu mă trimite Domnul, este făcută din fire. Din fire. Că alții au vrut să plece și au zis Domnul, nu, nu pleca acolo. Găsim în Biblie lucrurile astea. Să fim oameni care să fim în continuu și în continuu în prezența lui Dumnezeu Tatăl și să lăsăm ca neprihănirea Lui să fie din plin peste noi, mări să fie numele Lui Dumnezeu. Și atunci noi vom putea avea să fim oamenii aceia care să-L binecuvântăm, să-L odăm pe Dumnezeu și să avem puterea Duhului Sfânt în noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce mai vestim prin moartea Domnului Iisus Hristos? Ce mai vestim la cină? Vestim siguranță. Ascultați ce spune Tit capitolul 2, versetul numărul 14. Siguranță. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege, și să-și curățească un norod care să fie a, a, lui, Mări să fie numele lui Dumnezeu. Știți cine spune lucrul acesta? Și cine spune? Că suntem al lui Dumnezeu. Că suntem în siguranță. Că El ne protejează. Că nimeni nu ne poate smulge de acolo. O, oh, da, diavolul răgnește. Și uh, știți unde răgnește? Răgnește la care se apropie mai tare de Dumnezeu. La care e mai așa mai departe, la nu mai le dă pișcoturi și îi păcălește. Dar cum te apropie de Dumnezeu și încercați să vă apropiați de Dumnezeu să vedeți, cum te apropie de Dumnezeu, cum diavolul tot mai tare se pornește și răgnește, dar vreau să vă spun ceva, poate să răgnească cât o vrea că noi avem siguranța că suntem în mâna lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și astăzi la Cina Domnului, când luăm uh, pâinea aceasta și bem uh, uh, rodul vieții, noi astăzi știți ce doresc ca Dumnezeu să ne umple mintea și inima și să înțelegem că suntem în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să vestim lucrul acesta. Da, eu vestesc că sunt în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Eu sunt protejat de Dumnezeu. 24 de ore pe zi sunt protejat de Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu arme, mărit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este Dumnezeul puternic. Este Dumnezeul care este omniscient, știe toate problemele noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeu omnipotent, cunoaște și poate să facă orice lucrare pentru noi. Dumnezeul nostru este omniprezent, este acolo în continuu și în continuu în prezența noastră. Noi dacă suntem în prezența Lui, măriți să fie numele Lui, suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu. Amin. Și astăzi când vom întinde mâna, vom spune, da, eu am siguranță că sunt copilul lui Dumnezeu, eu am siguranță că Dumnezeu e de partea mea și orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, și orice va veni, și orice legi vor veni, și orice năcazuri vor veni, și orice ciun vor veni, și orice bol vor veni. Eu am siguranță că sunt al lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și Dumnezeu mă va păzi de orice, orice, orice rău. Glorie lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Asta vestim noi astăzi aici. Asta vestim noi prin cina Domnului. Vestim moartea Domnului nostru Isus. Și moartea Domnului nostru Isus Hristos înseamnă și asta, că noi suntem păziți de puterea Lui cea mare. Încă un lucru și mă opresc. În al cincilea lucru sau al patrulea, nu știu, 1 Petru 2 cu 24. Știți ce mai vestim prin moartea Domnului Isus Hristos? Că Dumnezeu ne-a umplut de putere. Dumnezeu ne-a umplut de putere. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Nu înseamnă asta putere? Noi care eram legați de păcate și mi-aduc aminte până n-a intrat Hristos în viața mea și Duhul Sfânt în viața mea, mă luptam așa cu păcatele mele și ziceam numai, 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 până când? Până mâine zi, are a trăit pe acolo, știți. Când mâine zi iar, păcatul punea stăpânire peste mine. De ce? De fapt, eu eram rob al păcatului. Până au venit Iisus Hristos și m-a eliberat și așa a făcut și cu noastră. Știți ce vestim astăzi la cina Domnului? Că suntem liberi de păcate. Măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat putere și nu mai avem păcate în viața noastră și dacă mai cădem repede, ne ricăm, ne scuturăm pe genunchi ca să nu fim murdari, ne spălăm în sângele Sfânt al Domnului Iisus Hristos și mergem înainte. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat puterea Lui. mări să fie numele Lui. Prin jertfa Domnului Iisus, El ne-a dat putere și a pus puterea Duhului Sfânt în noi și astăzi suntem în locul acesta, ca și copiii al Lui Dumnezeu, liberi de păcate. Dacă cumva ești aici și încă ești prins de păcate, dacă cumva ești aici și ai căzut din nou în păcat, aș vrea să spun ceva. Nu toți sta crezând că tipul le va rezolva. Vino astăzi și vom face o rugăciune după această predică. Vom face o rugăciune în care vom veni înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă ești prins de păcate, vino și zi, Iisuse, recunosc. recunosc că sunt păcătos, spală-mă și curățește-mă. Și jertfa lui Isus are putere ca să te curățească, să te ierte și să te umple de putere. Și de azi înainte să reziști înaintea ispitelor. măriți să fie Domnul! Vom face o rugăciune în care vom veni înaintea Domnului și, și vom spune, Doamne, până acum poate nu te-am vestit, n-am vestit moartea ta, eu n-am vestit eliberare, n-am vestit părtășie cu tine, n-am vestit neprihănire, n-am vestit Dumnezeule protecție, siguranță, Doamne, n-am vestit putere, nu vreau să mă ating de cină, Doamne, iartă-mă, umple-mă de putere și astăzi cu toți când ne vom atinge de cină. Să vestim lucrurile acestea, să vestim moartea Domnului Iisus în viața noastră. Măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Cina aceasta nu este un ritual, este o realitate. Și este bine când venim înaintea Domnului și luăm cina aceasta. Să fim oameni care să fim, exact cum am auzit aici, oameni care să vestim moartea Domnului Isus Hristos. Să fim oameni plini de putere, să ne împotrivim înaintea celor rău și nu numai, și să mărturisim. Știți că Dumnezeu ne-a dat și puterea aceasta de a mărturisi. Până nu l-am cunoscut pe Hristos și până nu l-ați cunoscut, ați avut curaj să spuneți cuiva despre Domnul? Ați avut curaj să vorbiți cuiva despre Dumnezeu? Dar uitați-vă că după ce Domnul Isus Hristos a murit pe lemnul crucii și pentru noi personal, dintr-o dată a intrat în noi puterea aceasta să vorbim despre Domnul Isus. Și oriunde mergem, spunem la oameni, dintr-o vorbă în alta, ajungem și spunem despre Domnul Isus și îl mărturisim pe Domnul Isus. Sau o minune, sau o lucrare, sau ce-a făcut Domnul cu noi, cum ne-a schimbat, cum au luat cele vechi și au pus altele noi în noi, măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu putere. Dragii mei, aș vrea să mă opresc aici. Rămâne această întrebare. Rămâne această întrebare. Ce vestești tu astăzi? Ce vestești eu astăzi?